Cartea Evrei, capitolul 9. Dacă aveți traducerea obișnuită, Cornilescu, la pagina 1180. Evrei, capitolul 9. Legământul dintâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și un locaș pământesc de închinare. În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită locul sfânt, era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema locul preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron, care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei, care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu deamănuntul despre aceste lucruri, evident pentru că ei erau evrei și le știau deja. Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbele intră totdeauna în partea din tâia cortului. Dar în partea a doua intră numai marele preot odată pe an și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiința ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul din tâi. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Este o bucurie să fim din nou în locul acesta, în această dimineață, ca să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu și, într-un mod special, de cuvântul lui Dumnezeu. Pasajul din această dimineață l-am citit pentru a vorbi despre mântuirea pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o în Domnul nostru Iisus Hristos, care a fost prefigurată, simbolizată, prezentată într-un mod vizibil exterior în cortul întâlnirii. Când Dumnezeu le-a dat evreilor cortul întâlnirii cu toate ritualurile care sunt acolo, pe care noi le citim în Vechiul Testament, în ceremoniile care ne sunt scrise acolo, în legea lui Moise, pasajul de care de multe ori, să fim sinceri, ne cam plictisim, pentru că le citim și nu înțelegem absolut nimica din ele, da? Puțină făină, puțin un de lemn, la jertfa cu tare să pui atâta, iei o pasăre, iei două păsări, iei sop, moi, duci, arunci, te încurci, da? De multe ori ne încurcăm în pasajul acesta. Dumnezeu a lăsat toate ritualurile alea, toate ceremoniile acelea, care luate pe ansamblu, să înțelegem în ele lucrarea mântuirii. Și acum, când privim la acele rituale, noi nu trebuie să tragem concluzia de mântuirea e super complicată, domnule. Greu ajungi la mântuire. Dacă așa e mântuirea, cum e descris acolo, în cortul întâlnirii, greu ajungi la mântuire. Nu este așa. Pentru că avantajul nostru este că ne putem duce acum în Noul Testament și să privim retrospectiv la ce se întâmpla în cortul întâlnirii cu explicațiile unui apostol. Da? Asta este avantajul nostru, cu explicațiile unui apostol. Și să înțelegem mântuirea din Vechiul Testament în cortul întâlnirii cu o explicație infailibilă dată de apostol în Noul Testament. Vreau să vă spun un lucru, vreau să vă încurajez. Băiețelul meu de 4 ani jumate știe tot cortul întâlnirii, tot ce este acolo. Deci nu trebuie să fii super geniu ca să știi ce se întâmplă acolo și să înțelegi mântuirea din locul ăla. Dacă un prunc de 4 ani poate înțelege ce e acolo, sigur poți să înțelegi și tu în dimineața asta, da? Deci dacă vă imaginați că o să stăm aici și o să ne chinuim, să prindem câteva lucruri de pe acolo, pe cortul întâlnirii, să înțelegem simbolistica și tare greu o să fie demersul ăsta, este greșit. Lucrurile sunt destul de simple. Așa că haideți să le simplificăm. Sunt două elemente majore pe care vreau să le avem în minte. Curtea și cortul care era în curtea cortului întâlnirii, da? Este o curte în care intrai și era un cort al întâlnirii, simplu. Nu uitați, noi vrem să ajungem la înțelegerea mântuirii. Și motivul pentru care Dumnezeu a lăsat toate lucrurile astea într-un mod vizibil a fost ca să le explice mai ușor. Când vrei copilului să-l înveți abecedarul, majoritatea abecedarilor, cel puțin în România, au atașate niște imagini lângă anumite litere sau cuvinte. Avion. Avion. Și pune un avion acolo, ca să înțeleg. Da? La M, îi pune mama. Sau un măr.
ca să poată copilul să asocieze o serie de litere sau de silabe cu un anumit cuvânt, dar să fie mai ușor să învețe. Asta a făcut Dumnezeu în poporul Israel la începuturi, explicându-le, prezentându-le mântuirea. Le-a pus-o vizibil înaintea ochilor. La fel cum Dumnezeu ne explică, de exemplu, nouă moartea și învierea împreună cu Hristos, în botez. Îi apă. Ce face apa? Curățește. Și omul e pus în apă, a murit împreună cu Hristos și ridicat din apă, a înviat împreună cu Hristos. Foarte simplu, nu? Sau ne pune la cina Domnului vizibil o icoană preînchipuitoare, ne arată din nou mântuirea în Domnului Iisus. Cum? Ai trupul Domnului Iisus Hristos simbolizat pe pâine și ai sângele Domnului Iisus Hristos simbolizat în vin. Da? Ne pune înaintea ochilor niște imagini ca să înțelegem mai ușor. Dumnezeu a lucrat cu poporul Israel prin lege verbal, dar a lucrat și cu el și vizual. I-a arătat lucrarea mântuirii. Și ne-a lăsat acele lucruri nu ca să zice, noi suntem nou legământ acum, nu mai avem noi treabă cu Vechiul Testament. Păi dacă nu mai aveai treabă cu Vechiul Testament, trebuia să scoți cea mai mare parte din Sfânta Scriptură, da? Nu, noi avem treabă cu Vechiul Testament ca să privim retrospectiv și să vedem cum promisiunile și prefigurările din Vechiul Testament, o prefigurare, o figură pusă mai dinainte, înaintea ochilor, da? S-au împlinit în Noul Testament. Așadar, ne întoarcem la imaginile noastre, da? La becedarul mântuirii. Avem o curte și avem un cort. În curtea cortului întâlnirii erau doar două elemente. Foarte simplu de ținut minte. Era un altar foarte mare de care te izbeai, pe care se aduceau jertfe, și după altar era un lighean cu apă. Acestea sunt două mari simboluri. E ușor de ținut minte pentru că sunt singurele simboluri ale creștinismului care se păstrează din iudaism în creștinism. Sângele și apa. Astea sunt două simboluri pe care noi le avem, nu? Sângele la cina Domnului simbolizat și apa simbolul botezului, da? Astea sunt singurele elemente care se păstrează în creștinism. Noi nu avem niciun alt simbol. Nu avem alte taine sau sacramente. Avem doar două simboluri. Masa Domnului sau cina Domnului și botezul, da? Asta era la intrarea în cortul întâlnirii, în curte. Era altarul pe care se aducea jertfe, era sânge, de acolo se lua sânge și se ducea în cortul întâlnirii, și era ligheanul cu apă în care se spălau mari preoți. Două simboluri. Când intrai în cortul întâlnirii, din nou, ai doar două compartimente, nu-s multe, e câte două, da? E ușor de ținut minte. Primul loc se chema locul sfânt, al doilea loc se chema locul preasfânt sau sfânta sfintelor. În locul sfânt, în prima încăpere, preoții intrau în fiecare zi pentru că trebuiau să alimenteze cu tămâie și să alimenteze sfeșnicul acela cu un de lemn ca să ardă non-stop. Și să alimenteze masa cu punerea pâinilor dinainte. Sunt trei elemente în prima parte, da? În stânga era un sfeșnic foarte mare pentru că trebuia să lumineze, dar erau covoare groase din care era format cortul întâlnirii și nu pătrundea lumină naturală acolo. De aceea trebuia să fie un sfeșnic care lumineze în stânga. În dreapta era masa pe care se puneau pâinele, 12 pâini care reprezentau semințiile lui Israel și un altar al tămâierii. Acolo se punea tămâie frumos, mirositoare și se învăluia în cortul întâlnirii cu acel nor care era degajat de tămâia arsă. Dincolo, în locul preasfânt, era un singur element. Chivotul legământului. Și dacă vă plictisiți vreodată, intrați pe YouTube să găsiți o grămadă de povești, de conspirații, pune chivotul, ce s-a întâmplat cu el, ce miracole, tot felul de povești nemuritoare. Dacă chiar n-aveți ce face, dar eu nu v-aș recomanda oricum. Mai bine vă duceți la Biblie și aflați tot ce trebuie să știți despre chivotul Domnului. În chivotul Domnului sau chivotul legământului, de la bun început s-a pus un singur lucru. Ulterior s-au mai adăugat toiagul lui Aron și un vas cu mană. Dar inițial s-a pus un singur lucru. Ce? Tablele legii sau tablele legământului, de asta se cheamă chivotul legământului. Ce-s tablele legii, cele 10 porunci, decalogul, ce-s ele? Ele-s constituția pe baza căreia Dumnezeu a încheiat un legământ cu poporul Israel. Voi de azi sunteți poporul meu, dar asta e constituția pe care trebuie să o respectați. Dacă nu o respectați, vin niște pedepse, dacă o respectați, vin niște binecuvântări. Și a pus acea lege în cel mai sacru obiect al poporului Israel. Când au cucerit Erihonul, s-au învârtit cu chivotul de 7 ori la 7-a zi și au căzut zidurile Erihonului. Nu pentru că zbereau israeliții, ci pentru că era prezența manifestată a lui Dumnezeu acolo, da? De asta. Când au luat filistenii chivotul Domnului,
Nu obiectul în sine i-a făcut pe ăștia să aibă bube la șezut ca să nu poată să stea locului, ci să ducă chivotul înapoi. Ci pentru că era obiectul sacru, simbolul prezenței lui Dumnezeu. Când a fost pus în cortul întâlnirii după finalizarea tuturor lucrurilor, norul prezenței lui Dumnezeu a coborât, spune, pe capacul ispășirii, pe chivotul Domnului. Pentru că era un simbol al prezenței manifestate a lui Dumnezeu. Dumnezeu e prezent oriunde, și în baruri, oriunde e prezent Dumnezeu. Nu poți să-L scoți pe Dumnezeu niciunde din universul Lui. Dar prezența manifestată a lui Dumnezeu nu este peste tot locul, da? Și pe capacul ispășirii, pe chivotul Domnului, acolo spune că mă voi întâlni cu tine și voi vorbi cu tine. Acolo îți voi da poruncile mele, da? Ăla e la locul, de asta este numit locul preasfânt sau sfânta sfintelor. Un loc în care intra o singură dată, spune textul, marele preot o dată pe an. Acum, dacă înțelegem că toate lucrurile acestea arată lucrarea mântuirii în Domnul nostru Iisus Hristos, ar trebui să vedem în cortul întâlnirii, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos. Cum? La vârsta de 30 de ani, aproximativ, nu, Domnul Iisus Hristos se duce și se botează. Și Ioan Botezător, care a profețit despre el, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Păi dacă el vine la botez, el boteza numai oameni păcătoși. Cum poate el să ridice păcatul lumii dacă el vine el să boteze? Și Domnul Iisus Hristos nu spune, mă Ioane, am și eu niște păcate ascunse. N-am făcut eu public, așa, nimic scandalos. Tu botează-mă că discutăm noi după aia. Domnul Iisus nu așa spune. Domnul Iisus Hristos spune, lasă Ioane să se împlinească ce trebuie să împlini, da? Ce trebuia să se împlinească? Păi marele preot când intra în slujbă, citiți că marele preot care era în funcție și punea pe altul în funcție, se ducea și îl spăla, îl boteza la propriu, la lianul acela mare de Aram, unde era apă. În ziua ispășirii, când se ducea să aducă jertfe, se spăla înainte, și se spăla după aceea, da? Era o inaugurare, spălarea cu apă pentru evrei era o inaugurare, da? Sau o consacrare a unui individ în slujba lui Dumnezeu. De asta botezul se face la început, la începutul vieții de credință. Nu-l faci după 30 de ani. A fost o erezie, la un moment dat, o practică eretică, la vreo 200-300 de ani, poate nu mai țin minte exact, în biserică, când oamenii se botezau spre sfârșitul vieții, pentru că ei considerau că botezul trebuie făcut când ești curat, când ești perfect. Și îl făceau la final ca să nu mai facă păcate după aceea. Sau mai sunt și pe la noi tot felul de deșerți ăștia care spun, domnule, curvește acum, bea, fumează, fă de toate, că după aia, după ce te boteza, nu mai poți face. Păi ce crezi că botezul face în tine? Că apa aia te rezolvă cu ceva? Dar sunt tot felul de... Nu, botezul sau spălarea cu apă și la evrei și pentru Domnul Iisus a avut scopul de consacrare. Când ai botezat un om în adunare, știi că din momentul ăla oficial vizibil era fost născut din nou înainte. Dar ăla este momentul în care el este consacrat vizibil înaintea noastră, că este de-al nostru acum, da? Că e mădular în trupul Domnului Iisus Hristos. Că e un individ care împreună cu noi îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. De asta Domnul Iisus Hristos s-a botezat. Pentru că se consacră pe sine în slujirea, în lucrarea de mare preot. Da? Interesant, Domnul Iisus Hristos nu trece pe la altar. Pentru Domnul Iisus Hristos nu s-aduce o jertfă. De ce? Pentru că este singurul mare preot care a existat vreodată în istoria omenirii care nu a avut păcat. Textul spune foarte clar că mare preot aducea jertfă pentru sine și pentru păcatele norodului. El nu avea păcat. El spune, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui. El nu avea păcat. Și atunci el, simbolic, trece pe lângă altar, dar se duce direct la lighean, da? Se spală pentru a se consacra și a intra în cortul întâlnirii. Asta făcea orice mare preot. Acum Scriptura ne spune în Evrei de mai multe ori că Domnul Iisus Hristos a intrat, asta e expresia, a intrat în locul preasfânt. El n-a intrat în locul sfânt, să intre pe acolo, să alimenteze sfeșnicul cu un de lemn, nu, să pună pâini, nu. Domnul Iisus Hristos s-a intrat direct în locul preasfânt. Locul preasfânt, cum spuneam, are acel chivot. Și chivotul, acum nu aveți un amvon aici, dar chivotul e foarte ușor de înțeles cu dacă te uiți la un amvon. Chivotul are trei nivele. În chivotul Domnului, cum am spus, este legea lui Dumnezeu. Deasupra chivotului sunt doi heruvim mari care acoperă al treilea element de la mijloc, capacul ispășirii. Și foarte important să înțelegeți următorul lucru. În locul preasfânt, în locul prezenței lui Dumnezeu, este prezentată cea mai mare dilemă a omenirii. Cea mai mare dilemă al omenirii, nu dacă eu o să ajung luni din când plec acasă, dacă o să ajung la familia mea. Asta nu e cea mai mare dilemă, să știți. Dacă stai și te gândești bine, irelevant. Dacă sunt mâna Domnului, la propriu, irelevant. Și nu vorbesc fără înțelepciune acum, irelevant la propriu.
Că dacă o să ai un job mai bun, dacă nu o să ai, dacă o să reușești să plătești rata la mașină sau la casă, astea sunt lucruri la propriu irelevante. Dacă stai și te gândești la propriu, sunt irelevante. Cea mai mare dilemă a omenirii este următoarea. La chivotul Domnului Dumnezeu prezintă cea mai mare dilemă. Înăuntru chivotului este legea lui Dumnezeu. Când legea lui Dumnezeu este pusă înaintea noastră, toți, fără excepție, suntem cercetați, evaluați conform legii lui Dumnezeu, nu legilor noastre, nu legilor românilor, nu legilor austriecilor, ci legii lui Dumnezeu. Și toți suntem evaluați, cercetați și găsiți vinovați. Se face o judecată și suntem vinovați. Și omul găsit vinovat în fața dreptății sfințeniei lui Dumnezeu este condamnat. Cine nu credea și fost judecat, da? Se face o judecată în baza legii lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu, primul lucru cu care eu trebuie să mă confrunt, Dumnezeu este dragoste, hai să-ți opăim și să ne bucurăm de lucrul ăsta. Nu să înțeleg că Dumnezeu este sfânt, nu-și negociază sfințenia și sfințenia lui este pusă pe înțelesul nostru înaintea ochilor noștri în legea lui. Și Domnul Iisus Hristos când vine, El nu spune, eu-s dragoste, eu-s reprezentarea perfectă a lui Dumnezeu, hai să mai tăiem din lege. Nu, Domnul Iisus Hristos spune, hei, ați auzit că s-a spus să nu te uiți, da, să nu prea curvești, dar eu vă spun, și dacă te-ai uitat și ai poftit în inima ta, ai și prea curvit în inima ta. Dar nu în trup, dar ai prea curvit în inima ta. Domnul Iisus Hristos ne arată înțelesul profund al legii. El nu schimbă legea, El nu improvizează legea, El nu o face mai grea legea, ci El arată înțelesul adevărat al legii. Ați auzit că s-a spus să nu ucizi. Dar eu vă spun că sursa uciderii, ce te face criminal, este mânia pe care și tu și eu o am. Chiar dacă n-am dat în cap la nimeni. Chiar dacă n-am băgat pe cineva în pământ. Da? Sursa uciderii, mânia, virusul ăsta, este în inima fiecăruia dintre noi. Când izbucnim față de persoana pe care o iubim cel mai mult, nu față de soție sau față de copii, pentru care spunem că ne dăm toată viața și muncim și facem totul pentru ei, nu? Domnul Iisus Hristos duce legea lui Dumnezeu la un alt nivel, da? Ca să o înțelegem mai bine, ca să o înțelegem mai bine. Deci în fața legii lui Dumnezeu, când ajungem prezența lui Dumnezeu, să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Auzi foarte multe cântări, prezența ta, prezența ta. Habar n-aveți ce spuneți. În prezența lui Dumnezeu, primul lucru pe care îl ai înaintea ochilor este legea lui Dumnezeu care te evaluează, te cercetează, te găsește vinovat și te judecă. Te condamnă. Toți, fără excepție, suntem condamnați. Acum, deasupra capacului ispășirii, sunt doi heruvim care acoperă capacul ispășirii, care sunt un simbol al prezenței lui Dumnezeu. Haideți să comunicăm foarte puțin, că noi predicăm în duet, dar puțin comunicăm. Unde apare prima dată în Biblie heruvimii? Unde apare prima dată în Biblie heruvimii? Unde? La creație. Când exact după creație? După izgonirea omului din grădina Eden. Dumnezeu pune niște heruvim cu niște săbii învăpăiate acolo, care nu cântau, Dumnezeu e dragoste, chiar dacă ați greșit, nu-i niciun fel de problemă. Doamne, noi suntem țărână, suntem slabi, nu cum, cântăm noi și ne mai plângem, că avem impresia că dacă o dăm cu Dumnezeu cu balcanisme din astea, Dumnezeu zice, da măi, da, că știu și eu, că și eu am fost pe pământ și știu că sunteți slabi, sunteți țărână, treacă de la mine. Nu! Dumnezeu pune doi heruvimi acolo, sau pune niște heruvimi la intrarea în grădina Edenului pentru a proteja omul de prezența lui Dumnezeu. Nu pentru a-L proteja pe Dumnezeu. Dumnezeu nu e alterată sfințenia lui Dumnezeu de păcatul nostru. Noi suntem alterați de sfințenia lui Dumnezeu. Dacă omul păcătos intră în prezența lui Dumnezeu, e mistuit într-o fracțiune de secundă. Dumnezeu îi face un favor omului punând doi heruvimi, nu el, punând niște heruvimi să-l țină pe om la distanță de Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu intră în contact cu omul păcătos, îl face praf și pulbere. Pentru că omul este judecat, condamnat în prezența lui Dumnezeu. Și această mare dilemă. Cum se poate ca un om, avem prezența lui Dumnezeu în mijlocul Israelului, în mijlocul poporului Dumnezeu. Cum se poate ca un om să intre în prezența lui Dumnezeu, deși acolo e legea lui Dumnezeu care îl condamnă, să intre în prezența lui Dumnezeu, deși acolo totul strigă ce? Slavă și sfințenie Domnului! Când Isaia vede templul Domnului, când vede templul Domnului și heruvimii aceia, serafimii aceia care cântă, ei spuneau, ce spuneau? Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Și Isaia spune, vai de mine, sunt un om necurat. Până atunci au spus până la șase, vai de voi, vai de voi, vai de aia, vai de ea, vai de ea. Când el vede slava Domnului, spune, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, voi muri. Când oamenii se întâlnesc cu prezența Domnului, ăsta e refrenul. Voi muri, că am văzut pe Domnul oștirilor. Pentru că s-au întâlnit cu slava și sfințenia slavei lui Dumnezeu. E foarte important. Și dilema aceasta este, cum poate omul păcătos izgoni din prezența lui Dumnezeu să se întoarcă din nou în prezența lui Dumnezeu? Și mai există un element. Aceste două compartimente din cortul întâlnirii, locul sfânt de locul preasfânt, erau separate de o perdea.
Și pe perdeaua aceea erau cu sus ce? Niște heruvimi. Niște heruvimi care erau cu aripile întinse, cu așa erau cu sus pe perdea, așa porunci Dumnezeu. Care dacă intrai în locul sfânt, ca mare preot și trebuia să faci slujba acolo, heruvimi într-un fel portejau. Aici n-ai voie să intre. Că Dumnezeu te mistruie într-o fracțiune de secundă. Știți la un moment dat că doi preoți, fiii lui Aron, au făcut o combinație străină de tămâie. N-au făcut mare lucru, nu? Au improvizat puțin închinarea. Dom'le, să o facem puțin mai altfel. Știți cum suntem noi? Așa suntem noi. Dom'le, mi se pare că Dumnezeu e cam plictisitor. Tot cu cărțile vechi, cu nea... O leacă puțin să fie puțin mai dinamic, da? Dom'le, care-i treaba că e atâta tămâie din aia sau din aia combinația aia? N-are logică, nu? Că tămâia în sine nu-i sfântă, nu? Dumnezeu spune, păi, dar cine vă dau vouă rețete diferite ca să face? Și Dumnezeu îi mistuie pe loc. Pentru că au făcut improvizații în închinare. Foarte interesant, da? Asta nu poate apropo la alte lucruri, să discutăm aplicații practice alte dată, că nu asta e ideea. Ideea este următoarea, că în prezența lui Dumnezeu, heruvimii aceia arătau sfințenia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este separat de absolut orice. Că Dumnezeu este pus deoparte într-un mod infinit de noi. Și că noi nu putem intra acolo. Dilema asta este, să știți. Cum putem noi păcătoși? Asta e dilemă și pentru mine, nu doar pentru dumneavoastră. Cum putem noi păcătoși să intrăm în prezența lui Dumnezeu? Și răspunsul este tot la chivot. Erau heruvimii, era legea acolo, dar legea era acoperită de capacul ispășirii. Și în Bibliile dumneavoastră există o notă de subsol aici, a doua notă de subsol, sau scaunul îndurării. Dom'le, cum în legea, e legea lui Dumnezeu acolo care ne judecă? Îți heruvimii acolo care spun, nu intra că Dumnezeu te mistuie? Și între sfințenia lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu este pus un scaun al îndurării sau un capac al ispășirii. Chivotul Domnului, cu alte cuvinte, prezintă cea mai mare dilemă din istorie și rezolvarea la acea dilemă. Rezolvare care, dilemă pe care Dumnezeu ne-o prezintă, că noi nu ne dăm seama de ea singuri, și rezolvare pe care tot Dumnezeu ne-o prezintă, care este în capacul ispășirii. Domnul Iisus Hristos este, de fapt, chivotul lui Dumnezeu. Chivotul lui Dumnezeu este simbolul prezenței lui Dumnezeu, a prezenței manifestate a lui Dumnezeu. Care este singura persoană din istorie care a reprezentat în mod desăvârșit pe Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos. Și știți că Domnul Iisus Hristos reprezintă pe Dumnezeu în toate felurile. Singura persoană care a avut legea lui Dumnezeu scrisă pe inima lui într-un mod perfect și a împlinit-o în mod perfect a fost... Domnul Iisus Hristos, El nu doar a predicat legea, a expus legea, ci El a întrupat legea. Cea mai grozavă elită religioasă a vremii Domnului Iisus Hristos, când a văzut trăirea Lui, L-a urât fără temei, spune psalmistul. Fără temei L-a urât. Au venit lumina în lume, lumina dumnezeiască întrupată în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. De ce? Pentru că faptele lor erau rele și erau puse în contrastul legii care era pe inima lui Hristos. Da? El când intră în lume spune, vin să fac voia ta, Dumnezeule. A iubit să facă lucrul acesta. N-a fost nicio persoană ca Domnul Iisus Hristos. De aceea oamenii l-au urât. Pentru că El le-a arătat că calcă legea lui Dumnezeu. El le-a arătat că ei care aveau multe sute de legi pe lângă legea lui Dumnezeu, le-au făcut lucrurile acelea de fapt ca să calce legea lui Dumnezeu. Da? Ca să calce legea lui Dumnezeu. Și ăsta a fost motivul principal pentru care Iisus a fost omorât. Pentru că El a fost chivotul prezenței lui Dumnezeu, care a avut pe inima Lui legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu, și dacă ar fi tăcut toată viața lui Hristos, legea pe care El o întrupa și o trăia, îi punea pe ei în contrast cu sfințenia lui Dumnezeu. N-a mai fost nicio persoană pe pământ care să reprezinte pe Dumnezeu în felul acesta. El a reprezentat desăvârșit, pentru că spune, este chipul lui Dumnezeu. Este întipărirea ființei lui Dumnezeu. N-a fost niciunul ca El. Domnul Iisus Hristos nu este doar Cel care a arătat sfințenia lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu, ci Domnul Iisus Hristos a fost și capacul ispășirii. Când a fost El scaunul al îndurării? Capac al ispășirii. Când a fost? Păi a fost într-un mod special în ziua în care a murit la crucea de la Golgota. Acum trebuie să înțelegem un lucru. Marele preot în ziua ispășirii făcea un lucru. Înainte să aducă jertfa, marele preot se ducea și aducea tămâie. Și aducea multă tămâie, așa încât atunci când dădea perdeaua la o parte, să intre în prezența lui Dumnezeu în fumul acela. Și găsiți în Sfânta Scriptură expresia asta, că a fost de un miros plăcut Domnului. Acum Dumnezeu nu are nări fizice ca să miroasă, dar toate lucrurile sunt prezentate în simbol. Și pisarea acelei tămâi care se aducea acolo și care genera fumul ăla, da, pe jerate, care genera fumul acela,
arată suferințele Domnului Iisus Hristos în mijlocul cărora El s-a dus ca jertfă. Că era foarte simplu, nu? L-aduce Domnul Iisus Hristos, îl omoară pe loc și am încheiat discuția, știți? Ca și cum ți-ar trage cineva un glonț în cap, nici nu ai timp să suferi. Nu, Domnul Iisus Hristos și-a adus jertfa în mijlocul suferinței, în mijlocul zdrobirii, da? În mijlocul zdrobirii ființei sale lăuntrice. Așa și aduce El jertfa. Și vă aduceți aminte că în ziua aceea teribilă dintr-un punct de vedere, dar în ziua aceea extraordinară din alt punct de vedere, când Domnul Iisus Hristos iese la crucea de la Golgota și suferă și este răstignit, când Domnul Iisus Hristos mai dinainte prevede, știe că Dumnezeu întinde paharul mâniei sale pentru păcatele noastre și se întinde ca să-l bea până la ultima picătură. El întreabă și spune, Doamne, dacă se poate, ce faci? Depărtează de la mine paharul acesta. Dar să nu se facă, nu cum voiesc eu, da? Ci cum voiești tu. Natural vorbind, Hristos nu trebuia să sufere. Natural vorbind, ființa lui era total opusă păcatului, total opusă morții, total opusă despărțirii de Dumnezeu. Nu el trebuia să bea lucrurile acelea, ci noi. Dar la cruce a luat paharul și l-a băut până la capăt. Acela a fost momentul în care Dumnezeu acceptă jertfa Domnului Iisus Hristos în locul nostru, da? Acela este momentul în care perdeaua din lăuntru templului se rupe. Acela este momentul în care mânia lui Dumnezeu se consumă pe persoana Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos nu moare datorită suferinței pe care o provocat-o romanii, ci moare datorită despărțirii de Dumnezeu. Când El strigă, nu? Dumnezeu meu! Dumnezeu meu! Pentru ce m-ai părăsit? Și noi știm pentru ce l-a părăsit. L-a părăsit pentru noi. Pentru păcatele noastre. Aceea a fost ziua în care prezența lui Dumnezeu a fost deschisă pentru oameni. Prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin. El a intrat singur acolo. În ziua ispășirii era o poruncă dată clar de Dumnezeu. În acea zi nimeni nu avea voie să intre în cortul întâlnirii decât marele preot. De ce? Ca să reprezinte foarte clar că atunci când Iisus s-a dus să aducă jertfa sa de ispășire, n-a fost nimeni care să contribuie acolo. Toți m-au părăsit, spune, ca să se împlinească Scriptura. De ce să se împlinească Scriptura? Ca să nu existe vreun dubiu, că l-a încurajat cineva, că l-a sprijinit cineva. Ăștia au vrut să-i dea anestezic, ca să-i mai aline suferințele. Și a refuzat. De ce? Ca să facă o lucrare reală de ispășire. Fără ajutor uman, fără intervenție umană. Singura intervenție umană a fost în chinurile care le-au provocat. Nimeni nu l-a ajutat cu nimic. Și la final Dumnezeu l-a părăsit. Dumnezeu l-a părăsit. Este interesant, deși este părăsirea aceea, la Domnul Iisus Hristos spune, s-a isprăvit sau s-a încheiat. Asta este un cuvânt pentru tine și pentru mine, că la mântuirea ta și la mântuirea mea nu adăugăm absolut nimic. Mulți oameni spun, da, ești mântuit, dar dacă ții sabatul, dar dacă vorbești în limbi, dar dacă te botezi, dar dacă faci, dar dacă, da, Domnul Iisus a făcut tot. O făcut-o, numai și tu trebuie să faci acolo. Domnul Iisus a strigat un cuvânt foarte clar. N-a strigat de disperare. S-a isprăvit. S-a încheiat lucrarea mântuirii. Este cel mai frumos cuvânt pe care Iisus l-a spus pe cruce pentru noi. Pentru noi l-a spus. Nu pentru sine l-a spus. Am încurcat-o. Nu asta a spus Domnul Iisus. S-a isprăvit. Am început lucrarea mântuirii și am încheiat-o. Este desăvârșit. Și Apostolul Evrei spune, El poate să mântuiască în chip desăvârșit. De ce? Pentru că a făcut o lucrare de ispășire desăvârșită. Și mijlocește înaintea Tatălui pe baza acelei lucrări. Copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor care este jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iar eu vin și prezint, cu asta vin eu la Dumnezeu. Păi eu ce fac pentru mântuirea mea? Vii cu păcatele tale, asta faci pentru mântuirea ta. Vii cu păcatele tale, care au necesitat jertfa Domnului Iisus Hristos și care sunt iertate în mod continuu prin mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Acesta a fost Domnul Iisus Hristos. El a arătat legea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu și El a rezolvat această mare dilemă. Cum omul păcătos poate să intre în prezența lui Dumnezeu. Și cartea Evrei ne spune nenumărate rânduri că a intrat cu sângele său în locul preasfânt. S-a prezentat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a acceptat. De aceea Iisus a putut să spună s-a încheiat, s-a isprăvit. Mai este un element. Tot în Vechiul Testament se spune că preotul era obligat în ziua ispășirii să stropească cu sânge de 7 ori pe capacul ispășirii. Și noi știm foarte clar, 7 este cifra perfecțiunii, desăvârșirii. Nu era niciun dubiu să intri acolo și să spui, măi, este ceva sânge aici? În fiecare an era stropit, mult sânge, mult sânge, mult sânge. Și nimeni nu se ducea să dea cu buretele acolo.
ca Dumnezeu să pună înaintea ochilor lor. Ei știau, evreii de afară știau. S-a dus și s-a stropit de 7 ori. Odată stropea pe perdea care era acolo. Era evident, când intrai acolo, spune: Domnule, s-a făcut ispășire aici. S-a făcut ispășire. Și asta a făcut Domnul Iisus Hristos, o lucrare desăvârșită. Acum există o distinție pe care aș vrea să o faceți în momentele acestea, între aducerea jertfei de ispășire pentru păcatele noastre de către Domnul Iisus Hristos și aplicarea acelei jertfe. Aducerea acelei jertfe, care s-a făcut acum 2000 de ani, și aplicarea acelei jertfe, care se face în timp și spațiu, în viața fiecăruia dintre noi, la un moment hotărât de Dumnezeu. Corect? Aducerea iertării păcatelor, da? Câștigarea iertării păcatelor, procurarea iertării păcatelor s-a făcut acum 2000 de ani. Aplicarea iertării păcatelor se face la un punct fix în viață, când Dumnezeu se întâlnește cu tine, te cercetează, te luminează, te străpunge prin Duhul Sfânt cu Evanghelia și tu primești acea iertare, da? Deci sunt două faze distincte, legate, dar distincte, separate, trebuie să fie mintea noastră, ale mântuirii. Deci întrebarea în dimineața aceasta nu este dacă Domnul Iisus a adus jertfa de ispășire, că a adus-o. Nu este dacă este desăvârșită, că este. Nu este dacă El a făcut iertarea tuturor păcatelor noastre, că a făcut-o. Întrebarea este când mi s-a aplicat mie lucrul ăsta. Când eu am beneficiat, nu alții, eu când am beneficiat de lucrul ăsta. Așa că, despre Domnul Iisus Hristos, de exemplu, se spune în cartea Evrei că este înainte mergătorul nostru. Asta înseamnă că El, dacă este înainte mergător, vin alții după El, nu? Și întrebarea pentru tine în dimineața asta este dacă tu ai mers vreodată pe urmele Domnului Iisus Hristos, nu ca să faci tu mântuirea, ci ca să o iei, ca să beneficiezi de ea, da? Acum vorbim despre ce a făcut El și care este responsabilitatea noastră, nu? Că Evanghelia, puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, generează în noi putere de răspuns. Când auzi Evanghelia, Dumnezeu te înfierbântă, Dumnezeu te macină, Dumnezeu te frământă, Dumnezeu te zdrobește, te străpunge ca să dai un răspuns lui Dumnezeu, da? Este lucrarea lui Dumnezeu și este responsabilitatea ta să răspunzi acestei vești, să răspunzi acestei evanghelii, da? Cum? Cum să răspunzi? Te duci din nou, o iei de la capăt. Noi când ne naștem, noi nu ne naștem în prezența lui Dumnezeu. Noi ne naștem izgoniți din prezența lui Dumnezeu ca Adam și Eva. Scoși afară! Ne naștem în păcat, zămisliți în păcat. Efeseni 2:3, pasajul de vineri seară. Copii ai mâniei, ai condamnării, ai judecății. Cum ajung eu acolo în prezența lui Dumnezeu? Fără să fiu mistuit, să fiu făcut cu praf și pulbere. Răspunsul este că merg după înainte mergătorul meu. Și dacă ar fi să-ți imaginezi lucrarea mântuirii din nou, pornim de afară. Când intri în cortul întâlnirii, înainte să intri în cortul întâlnirii, intri în curte. Și în curte este marele altar pe care se aduceau jertfe. Era imposibil, era atât de mare că era, și Solomon l-a făcut și mai mare. Era imposibil să nu-l vezi. Și era imposibil să nu vezi că tot altarul acela era îmbăiat în sânge. Atât de multe jertfe se aduceau. Pentru că atâtea de multe păcate erau. Și Dumnezeu pune înaintea evreilor o scenă violentă. Da? Omorârea animalelor. Sânge, 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 sânge. Știți de ce? Ca să înțelegem noi că pentru păcatele noastre este necesară o moarte violentă. Este necesar să curgă sânge. Era imposibil să ratezi acest adevăr. Însă atâta de păcătoți că în continuu se aduc jertfe în fiecare zi. Și se aduce o asemenea lucrare de mântuire, de ispășire pentru mine, încât trebuie să curgă sânge. Să fie moarte. Cineva în locul meu. Acolo, în cortul întâlnirii, în lucrările care se făceau acolo, înțelegeai toată Evanghelia. Eu sunt vinovat, de asta aduc jertfe. Sunt păcătos că trebuie să aduc în continuu jertfe. Atât de aia păcătos sunt. Și păcatul meu este atât de grav înaintea lui Dumnezeu, încât trebuie să moară cineva. Și soluția este înlocuirea, substituția. Nu eu, ce altcineva? Aveai toată Evanghelia arătată acolo. Era imposibil să o ratezi. Tot ce desfășoară Pavel în epistolul lui era prezent la cortul întâlnirii. N-aveai cum să ratezi lucrurile acelea. Decât dacă erai complet orbit și făceai lucrurile acelea doar așa ca un ritual. Ca să te scuzi și tu înaintea lui Dumnezeu, dar am făcut și eu, am adus și eu jertfe. Bun, cum beneficiem noi? Am văzut ce a făcut Iisus, cum beneficiem noi? Intrăm și noi. Primul lucru care trebuie să ți se întâmple ție, ca și credincios, este să fii stropit cu sângele Domnului. Să fii iertat de păcatele tale. Asta e primul lucru. Să ajungi la altar, că ăsta era primul element din curte. Să ajungi la altar. Petru, de exemplu, prezintă imaginea aceasta foarte frumos în 1 Petru, capitolul 1, unde spune el așa. El scrie către aleșii, către care trăiesc
ca străini împrăștiați prin Pont Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Ca să primești mântuirea și să fii sigur de mântuirea ta, primul lucru care trebuie să ți se întâmple nu este să te lași de țigări sau de alcool sau de prieteni. Nu asta ți-a cerut Dumnezeu în Scriptură. Ci să vii la Domnul Iisus Hristos, care este jertfă de ispășire. Problemele acelea se rezolvă ulterior. M-aș pocăi dacă întâi mă las de nu știu ce. Astea sunt povești satanice. N-ai nicio treabă cu cuvântul lui Dumnezeu. Pocăința este lucrată în noi, sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, asta spune Petru. Chemarea care ți se face nu-i tu să te mântuiești pe tine puțin, ca după aia restul să te mântuiască Hristos. Păi dacă te mântuiești singur, ce mai duci la Hristos? Ce să facă El? Chemare, păcătos, nu mă pot duce la adunare. Uite cum arăt, cum am îmbrăcat, îți păcătos. Vin așa, lasă, tu nu-ți văd tu probleme. Că ești de aici altfel. Domnul Iisus Hristos nu spune la vameș, la femeile stricate cu care a avut contact, cărora le-a predicat Evanghelia. Hei, lăsați-vă toate mizerile alea, poate stăm de discuție. Nu ai intrat în casa unui hoț și hoțul a fost transformat. Hoțul după intrarea lui Hristos în casă se schimbă. Deci chemarea lui Hristos este să vii la El, care este mare preot și jertfă de ispășire. Și să beneficiezi de sângele Domnului Iisus Hristos, de iertarea păcatelor tale. Și transformarea vine imediat. Transformarea este puternică, este reală, este sigură și ireversibilă. Este o lucrare puternică, miraculoasă, care se face pe baza lucrării de ispășire a Domnului Iisus Hristos. Da? Vino la Domnul Iisus. Lucrurile sunt chiar atât de simple. El nu te cheamă să faci nu știu ce ritualuri tu, să-i demonstrezi tu lui Dumnezeu cum poți tu să te lași de tutun, de țigări, de femei, de bărbați sau, Doamne ferește, ce alte lucruri mai exista în lumea asta, că satana e tare ingenios. La păcat și la prostie. Tare ingenios. Nu, chemarea este să vii la Hristos, când ai intrat în prezența lui Hristos. Puterea sfințitoare a lui Hristos, care se degajă din ființa lui, viața lui de înviere, este turnată în tine și te face un om nou. El face lucrul ăsta. El face lucrul ăsta. Da? Vii la Hristos, întorci spatele păcatului, tu nu te poți lăsa singur de toate păcatele. Întorci spatele păcatului, te îndrepți către Hristos și primul lucru care trebuie să se întâmple este să ajungi la altar, să fii iertat, să fii ispășit. Mulți oameni își încurcă mintea cu tot felul de idei și de filozofii. Da, dar vezi, dar cum... Nu, ăsta e primul lucru, să vii la altar. Al doilea lucru, al doilea element e ligheanul cu apă. Nu intrai în prezența lui Dumnezeu fără să treci pe la ligheanul. Nu, nimeni. Asta e motivul pentru care nimeni nu poate să fie un membru adunării fără să se boteze întâi. Asta este consacrarea vizibilă. Acum întrebarea este, se ducea cineva la ligian fără să treacă pe la altar? Nici vorbă. Nici vorbă. Dar întâi treceai la altar, după aia te duceai la ligian, da? Mulți fac un scurt circuit. Zice, mă, ligianul, botezul, direct la botez. Nu? No? Greșit. Degeaba te-ai dus la botez, la apă, dacă n-ai trecut pe sub sânge. Corect? Degeaba ai trecut. Evrei, când trec prin Marea Roșie? După ce fac Paștele, după ce pun sânge pe ușorii ușii și să face ispășire pentru ei și îngerul morții trece pe lângă casele lor, da? După aceea spune că au fost botezați în nor și mare pentru Moise. Sunt aceleași simboluri și Pavel le folosește în 1 Corinteni capitolul 10. Toți au fost sub sânge, toți au fost în apă, dar întâi a fost sângele și după aceea apă. Întâi trebuie să fii iertat de păcatele tale, să-și fii pus încrederea în Domnul Iisus pentru mântuirea ta doar pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos și apoi să vii la apă. Dar apa în Sfânta Scriptură are mai multe simboluri, nu doar botezul. Și nu-i primul botezul. În Tit, capitolul 3, ni se vorbește despre spălarea nașterii din nou. Spălarea nașterii din nou nu este o lucrare care să facem botez, ci este o lucrare pe care Dumnezeu o face înăuntru tău. Când Dumnezeu ia corupția păcatului din inima ta, care de fapt te împinge la toate păcatele exterioare pe care le faci. Dumnezeu nu vine să corecteze comportamentele noastre. Asta fac psihologii din Suedia și din Austria și din Anglia și din Europa. Că acum toată lumea e plină de psihologi. Toată lumea e plină de psihologi. Psihologie, educație, chestii, combinații, filozofii, domne, stata de pregătiți, îți trebuie doctorate, ca să... tot felul de lucruri. Bazaconii. Nu? Dumnezeu nu vine să corecteze comportamentele noastre. Dumnezeu vine să facă o spălare lăuntrică. De asta Domnul Iisus îi spune unui om foarte moral, Nicodim. Trebuie să fii născut din nou. Scurt pe doi. Păi eu sunt moral. Eu nu fur, nu dau un cap la nimeni, nu mă duc la femeie altuia. Egal cu zero. În tine există o corupție, un vulcan de păcat, de poftă, de mizerie pe care chiar dacă îl ții tu în stăpânire,
prin moralitate, că ți-e frică de legi și așa mai departe, că ți-e frică de ce o să zică lumea. E irelevant cum ții cazanul ăla de putreziciune în tine, că și farisei îl țineau. Și Domnul le spune, eu văd în interior morminte, ce are mormântul în el? Putreziciune are! Arătau bine în exterior, erau fariseii, erau cei mai grozavi oameni. Noi am făcut membrii aia adunării, i-am fi pus la amvon, i-am fi pus să se roage, ei dădeau zeciuială, ăștia erau cei mai buni membrii ai adunărilor noastre. Nenăscuți din nou, din adunare se duceau direct în fundul iadului. Pentru că nu erau născuți din nou, nu aveau spălarea lăuntrică, corupția păcatului, cazanul ăla de putreziciune și de păcat. Nu era scos din ei, nu era stârpit din ei, nu erau răstigniți împreună cu Hristos, împreună cu patimile și poftele lor. Asta este problema, dragii mei. După ce primesc iertarea păcatelor, sau în același eveniment, iertarea păcatelor mi se dă, sunt justificat înaintea lui Dumnezeu. Sau cum spune Scriptura, sunt socotit, neprihănit. Stă mintea în loc, n-ai cum să explici asta. Neprihănirea lui Hristos de la Golgota și viața neprihănită a lui Hristos îți este contabilizată ție. Tu dator vândut pentru veșnicia lui Dumnezeu. N-ai putea să plătești nici 30 de ani. Ăștia aici cu băncile sunt copii mici. Nu poți să plătești o veșnicie lui Dumnezeu datoria pe care ai făcut-o prin păcatele tale. O veșnicie întreagă. De asta iadul este etern. Problema aceea a fost rezolvată că neprihănirea, viața lui Hristos curată, ți este dată ție. Iertarea păcatelor ți este dată ție. Să faci un schimb. Păcatul tău este pus pe Hristos și neprihănirea lui Hristos îți este dată ție. 2 Corinteni, capitolul 5. El a făcut pe Hristos păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui în Dumnezeu. Asta este schimbul. Schimbarea care se face. O dublă imputare, da? Lui se impută păcatul, nouă ni se impută sfințenia. Dar al doilea lucru care se face este că Dumnezeu nu doar legal, înaintea judecătorului spun că sunt scăpat. Vă dau o imagine. Dacă ai un șofer prost, care tot ia amenzi, ajunge să fie dat în judecată. Își plătește amenzile. Și judecătorul îi dă drumul. Vă întreb, a devenit un șofer bun? Dacă a reușit să-ți plătească amenzile, a devenit un șofer bun? Nu. Exact așa suntem noi. Faptul că suntem iertați de păcate, că ni se dă neprihănirea lui Hristos, n-am devenit sfinți. De aceea, după ce ai trecut pe la altarul cu sânge, trebuie să te duci la ligheanul cu apă, unde Dumnezeu să facă spălarea nașterii din nou. Nu doar să te considere, să te socotească neprihănit, ci să te facă neprihănit. Să nu te face perfect. Dar pune în tine un principiu, un alt program, un alt soft, care din momentul acela te direcționează spre împărăția lui Dumnezeu. Vei cădea, vei ieșua, dar softul tău, programul tău de lucru, da? Nu-i ca Windows-ul, e într-un fel așa ca Apple, da? E mai stabil, da? E altă direcție, nu-ți mai dă virus, nu-ți mai crapă sistemul, da? E stabil, e bun, e altceva, domnule, e o schimbare de lume acolo. E o schimbare de orientare, de direcție. Ai alte dorințe, ai altă gândire, ai altă orientare a vieții, ceva ce nu poți să-ți imaginezi. Azi ai fost orb, azi ai fost mort, mâine după ce Dumnezeu a făcut lucrare, ești viu și iubești pe Dumnezeu. Ții care nu ți-o păsat de Dumnezeu, nu te-o interesat de Dumnezeu, te-o interesat numai de viața ta și de tine. E o lucrare miraculoasă, tainică, pe care o face Duhul Sfânt în noi. Deci Hristos se ocupă de iertarea păcatelor noastre și Duhul Sfânt vine să face această înnoire. Zice, spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt nu lucrează până nu îți aplică întâi ispășirea Domnului Iisus Hristos. Nu lucrează în ideea. El asta face prima dată, Duhul Sfânt. Aduce jertfa Domnului Iisus Hristos pentru tine ca să fii iertat de păcate. Și apoi Duhul Sfânt lucrează și înăuntru tău, nu numai înaintea judecătorului. Te socotește neprihănit și apoi te face neprihănit. Nu perfect, ci pune în tine o dispoziție, o orientare, o predispoziție, o direcție spre toate lucrurile lui Dumnezeu, spre sfințenia lui Dumnezeu. Bun, intri în cort. Și ce lucru extraordinar. Când intri în cort, acolo intri numai oamenii lui Dumnezeu. Spune în evrei. Evreiul e fascinant, trebuie să-l înțelegeți, neapărat. Spune și casa lui suntem noi. M-am dus la biserică. Noi suntem biserica. Noi suntem biserica. Noi suntem locul, templul lui Dumnezeu. Templul era locul manifestării prezenței lui Dumnezeu. Unde se manifestă Dumnezeu? Păi dacă noi ne ducem și suntem fugăriți și persecutați și suntem în arenele romane, acolo e prezența lui Dumnezeu, că acolo e biserica. Dacă ei sunt pește și în catacombe, acolo e prezența lui Dumnezeu, că acolo e biserica. Dacă au fost persecutați în închisorile comuniste, li s-a dat cina cu fecale, acolo era prezența lui Dumnezeu, că acolo era biserica, în închisorile comuniste. Biserica lui Dumnezeu nu depinde de aparate, de microfoane, de internet, de scaune tapizate sau netapizate, de clădiri frumoase, ci biserica depinde de locul în care sunt copiii lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în biserică? Ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu? Păi când intri acolo, primul lucru central de care ți se izbeau ochii era ce? La depărtare. Chivotul nu mai este perdeaua de despărțire.
De ce nu mai este de perdeaua de despărțire? Că Dumnezeu te-a făcut neprihănit, născându-te din nou, și te-a socotit neprihănit prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și tu ești acum un om nou. Tu aparții case, tu ești potrivit sfințeniei lui Dumnezeu acum. Mai este legea lui Dumnezeu în chivot? Este sau nu este? Sigur că este legea lui Dumnezeu în chivot, dar e acoperită de scaunul ispășirii pe care i-a pus sângele Domnului Iisus Hristos. Și știi ce facem noi mulți credincioși deodată? Intrăm în casa lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu și începem să umblăm în chivot. Deschidem acolo. Da, pe chivot aici e jertfa Domnului Iisus Hristos. Ăsta e lucru central care se vede în cort. Când ai intrat, perdeaua e trasă, e ruptă în două și se vede jertfa Domnului Iisus Hristos. Eu n-am fost aici când a fost adusă. Eu n-am contribuit cu nimic. Și mai cântăm noi cântările astea eretice. Cum pot să-ți mulțumesc eu? Nu poți! E blasfemiator gândul. Doamne, cum să-ți răsplătesc? Nu poți! E o blasfemie să te gândești că ai putea să streacă prin cap, că ai putea să egalezi sau să faci ceva pe lângă o jertfă infinită în valoarea și în puterea ei. Nu poți! Nici nu mai cânta. Dumnezeu nu te-a chemat să-i răsplătești tu lui ceva. Cine va primi răsplăți în ceruri? Dumnezeu? Doamne ferește! Nu știu cine avem teoriile astea. Noi le vom primi! Tot în baza a ceea ce El a făcut în noi. Și intri în cort, când intri în casa lui Dumnezeu, locul central care rămâne pentru noi este jertfa Domnului Iisus Hristos. Biserică fără Iisus Hristos central nu există. Hai, sinagoga satanei. Ascultați-mă și nu-ți dur așa numai, hai să spun și eu niște expresii ca să vă ciulesc urechile. Biserică unde Hristos nu-i centrală în rugăciune, în cântare, în predicare, unde Hristos nu-i punctul de gravitație, nu-i biserică, e sinagoga satanei. Este o pervertire crasă a ceea ce a intenționat Dumnezeu pentru biserica Lui. Biserica este locul, repet, că ești în beci, în topivniță, în închisorile comuniste, în arenele romane, în fălcile leilor. Biserica este locul în care oamenii gravitează în jurul Domnului Iisus Hristos. De ce a ajuns în fălcile leilor? Că l-au iubit pe Hristos. De ce a ajuns Traian Dorz? Sau de ce a ajuns Vurbrand în închisorile comuniste? Că l-au iubit pe Hristos, pentru asta au compus cântări Nicolae Moldovean, l-au băgat în prânaie pentru asta. De asta l-au băgat acolo. Că l-a iubit pe Hristos atât de mult încât a cântat despre El. Mă, nu pot! Te bag în închisoare. Nu pot să nu cânt. Nu pot! Că viața lui era legată de centru. Era legată de chivot. De prezența lui Dumnezeu manifestată pentru noi. În sfințenia lui, în dreptatea lui, dar într-un mod special în dragostea pe care El ne-a arătat-o la crucea de la Golgota. Și ăsta e lucru central pe care îl vedem în biserică. Ce izbește ochii noștri și pentru că Dumnezeu știe că suntem atât de uituci. Atât de uituci suntem. Atât de uituși suntem. Ne-a lăsat un simbol care ne obligă să ne aducem aminte de El. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din El. Acum, dacă te duci să bei cu băieții la club, nu îți aduci aminte de Domnul Iisus. Nu? Când bei vin în adunare, îți aduci aminte de Domnul Iisus. Că bei în pomenirea Lui, nu? În amintirea Lui. Nu? Asta e locul central. Problema, știți care este? Problema este că uneori ne luăm ochii de la jertfa Domnului Iisus Hristos și începem să umblăm în chivot. Și când deschizi chivotul, vezi sfințenia lui Dumnezeu care strălucește puternic în legea lui Dumnezeu. Și știți ce începem să facem? Începem să ne raportăm la Dumnezeu, nu prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ci prin lege. Mulți cred. Pavel strigă la celor din Galatea. După ce ați început prin Duhul, vreți să sfârșiți în fire? Ăștia au început prin Hristos și au zis, da, dar legea, dar trebuie să ținem legea, dacă nu ții legea. Și au început să se raporteze la Dumnezeu pe baza legii, nu pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Da, m-a primit Dumnezeu la început, m-a primit pe baza jertfei Domnului Iisus, dar acum mă primește pe baza legii. Și au pervertit Evanghelia și spune, dacă vine altcineva, un înger, un arhanghel din cer și spune, asta e Evanghelia, ține sabatul să fii mântuit, anatema! Blestema, despărțit de Hristos să fie. De ce? Pentru că a adăugat la jertfa Domnului Iisus Hristos ceva. Jertfa lui Hristos ne mântuiește, jertfa lui Hristos ne ține mântuiți, jertfa lui Hristos ne face să ne purtăm ca niște mântuiți. Sursa întregii vieți de credință, de la început și până la sfârșit, este Iisus Hristos. Glorie Lui! În Evrei, capitolul 12, că suntem la Evrei, spune, uitați-vă țintă. A, păi ne-am uitat că n-am crezut țintă. Acum să ne uităm țintă la lege, să trăim poruncile Domnului. Unii zic, păi ce vrei să spui că nu trebuie să trăim voia Domnului? Ba da, dar nu pe baza asta ești mântuit. Nu pe baza asta te raportezi tu la Dumnezeu. Tu nu ești acceptat de Dumnezeu nici după ce ai fost mântuit la 15 ani pe baza a altceva decât pe baza jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Glorie Lui! Nu există alt temei al acceptării noastre. Suntem primiți așa, suntem păstrați așa și suntem proslăviți așa.
Nu există aproape nicio fază a mântuirii din astea trei, primirea, mântuirii, păstrarea și proslăvirea, pe care oamenii să nu fie atacat până acum. Oh, da, 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 suntem mântuiți prin Domnul Iisus, suntem păstrați, dar suntem răpiți pe baza faptelor noastre. Dumnezeu nu ia pe aia care nu sunt suficient de pregătiți. Cine e pregătit de aici? Niciunul. E unul singur pregătit. E Domnul Iisus Hristos. Și dacă suntem în El, suntem ai Lui. Și Hristos îi va lua pe toți cei care sunt ai Lui. Și toți care sunt ai Lui sunt pregătiți. Dacă ar fi să iei în vizor, dacă ar fi să te raportezi din nou la Dumnezeu pe baza legii, niciunul nu suntem. Deci cei vrednici să rămână în picioare să ia cina Domnului? Îți vine să faci cruce. Ești baptist și n-ai voie. Care e vrednic, Domnul? Să se ridică. Dacă eu aș vedea că se ridică, eu mă pun jos, mă pitesc acolo. Eu nu sunt vrednic, eu nu mă ridic. Cu oamenii interpretează în chip vrednic, adică eu, că eu sunt vrednicul. Știi? Eu sunt vrednicul, m-a ridicat, eu sunt vrednicul. E unul singur care e vrednic, de asta avem cina Domnului acolo, să ne arate că e unul singur vrednic. Că El a plătit pentru noi și El ne învrednicește. El ne socotește vrednici. Ești vrednic când recunoști cine e cu adevărat vrednic. Când recunoști chipul celui vrednic, care este Domnul Iisus Hristos. Nu te uiți duminică dimineața, e cină? Mi-am cerut iertare la cei care am greșit, nevastă, am vrut, urât, tătă luna cu tine, dar acum e cină. Ha, frumos, te uiți în oglindă, sunt vrednic. Tu te poți uita în oglindă și să spui așa ceva? Eu nu pot. Eu nu pot. Îmi vine să închid ochii, să mă gândesc la Hristos și să spun, El este vrednic. Nu deschideți chivotul. De fiecare dată când oamenii au deschis chivotul Domnului, Dumnezeu i-a lovit. Ca un simbol al faptului, când începi să te raportezi la Dumnezeu pe baza legii sfinte a lui Dumnezeu, ești evaluat și condamnat instant. Pentru că nimeni nu poate să se dea drept în fața legii lui Dumnezeu. Niciunul. Așa că legea lui Dumnezeu nu e negociată nici pentru noi. Dar este acoperită, toate călcările de lege ale lui Dumnezeu sunt acoperite de sângele de pe capacul ispășirii. Câți oameni își chinuie viața, cât creștinii își chinuie viața și sunt torturați nopțile, foarte mulți oameni, torturați nopți în șir, împlâns pentru că știu că sunt falimentari și că Dumnezeu îi zgonește, că Dumnezeu nu-i mai iubește, că Dumnezeu nu-i mai primește. Știți de ce? Pentru că au început să se raporteze la Dumnezeu pe baza legii, pe care Dumnezeu a închis-o nu degeaba în cutie. El nu și-a negociat-o, dar a acoperit-o în sângele Domnului Iisus Hristos, care a plătit pentru toate călcările noastre de lege. Așa că piesa centrală asta e Hristos. Dacă n-ai intrat în cortul întâlnirii acolo, în stânga, lucru care făcea lumina asupra tuturor lucrurilor, este acel sfeșnic cu șapte brațe, care trebuia să fie alimentat non-stop. Era poruncă de la Dumnezeu care, dacă era călcat, era pedepsită cu moartea. Trebuia să fie lumină non-stop. Și în Sfânta Scriptură ne se spune, cel care face lumină, care este un duh de înțelepciune. Pavel se roagă să dea bisericii în Efeseni să vă dea un duh de înțelepciune și de pricepere. Ce credeți? Cei din Efes erau născuți din nou? Erau? Erau. Aveau Duhul Sfânt. Păi spune câte versete înainte că erau pecetuliți cu Duhul Sfânt. Dar să roagă pentru ei să le se dea un duh de înțelepciune și de lumină, de cunoaștere, în vederea cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Acela este Duhul Sfânt. În Apocalipsa numite cele șapte duhuri ale Dumnezeu. Perfecțiunea Duhului lui Dumnezeu. Despre asta este vorba, nu că șapte persoane ale de Duh Sfânt, da? Poți debitezi o grămadă de erezii, mai ales cei care sunt pasionați de numerologia asta absurdă. Și asta e central în cortul întâlnirii, în casa lui Dumnezeu, în biserică acum, este jertfa Domnului Iisus Hristos, asupra căreia Duhul Sfânt aruncă lumină. Fără Duhul Sfânt suntem pierduți, ascultați-mă. Fără Duhul Sfânt suntem pierduți. Dacă Dumnezeu ne-ar mântui și după aia spune ne vedem în cer, am fi orbi și proști grămadă. N-am înțelege nimic din jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că trebuie să fie Duhul Sfânt care să ne lumineze, care să ne anime din nou, care să ne miște din nou, care să ne deschide mintea din nou. Dumneavoastră n-ați avut perioade din astea de vale în care ai avut impresia că te-ai întors înapoi la lăturile pe care le-ai lăsat, că te-ai întors înapoi la viața pe care le-ai lăsat-o, că te-ai întors înapoi. O secundă dacă își ridică Dumnezeu mâna, orbire completă. Tu care ai fost născut din nou? Orbire completă. Avem nevoie constant de lucrarea de iluminare a Duhului Sfânt. Noi nu ne rugăm ca bezmetice, coboară Duhul Sfânt peste noi, ca și cum ar trebui să cadă un fel de placă din asta de beton, de câteva tone, ca să simțim că a venit Duhul Sfânt, Domnule. Noi ne rugăm ca Duhul care este în noi să ne lumineze. Ca Duhul care este în noi să ne deschidă mintea. Ca Duhul care este în noi să ne umple. El nu ne umple din afară, că de asta a intrat în noi, este în noi. Dinăuntru ne umple. El ca un izvor în noi, care se manifestă. El nu e în afară. Dom'le, n-am simțit, nu m-a lovit nimeni, n-am primit nimic. Nu e așa. Credincioșii au Duhul Sfânt, dar Duhul din ei trebuie să se manifeste. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta. Depindem în totalitate de lucrarea Duhului Sfânt. În predicare, în cântare, în rugăciune. Vă spun și o băbuță de la țară.
de 70 de ani, care s-a pocăit numai de 2 ani, stă în adunare și poate să discearnă într-o cântare care e cântată prin Duhul, o predică care e spusă prin Duhul sau nu, să știți. Dacă e născut de nou, știe. Ea nu știe să spună multe filozofii. Ea nu știe să te combată, că tu ești mai deștept ca ea. Dar ea știe că nu a fost Duhul Sfânt. Ea știe că nu a fost făcută prin puterea lui Dumnezeu. Da? Asta e ceea ce pe noi ne luminează în prezența lui Dumnezeu. De partea cealaltă, e masa cu punerea pâinilor dinainte, care este un simbol al proviziilor pe care ni le dă cine? Marele preot le punea acolo. Domnul Iisus Hristos le dă mâncare la un moment dat, ăștia vin a doua zi iară. Bă, frate, într-o societate în care se câștiga greu pâinea, ce lucru mai grozav ar fi, ce Mesia ar fi mai grozav decât ăsta care să-ți dea în fiecare zi free meal? Gratis! Mâncare gratis! Pâine și pește! Viață! Asta e. Și Domnul Iisus Hristos spune, eu știu de ce ați venit. Și spune, auzi, vrem să te întrebăm ceva. Moise ne-a dat mană din cer. Era foame iară. Tu ce se îmi faci? Vezi al doilea meniu pe azi, nu? Domnul Iisus spune, nu Moise v-a dat, ci Tatăl meu v-a dat pâine din cer. Eu sunt pâinea vieții. De unde ne luăm noi proviziile ca și credincioși? Străduim, tragem la sala de forță spirituală și arătăm lui Dumnezeu mușchii noștri, strofocările noastre, faptele noastre bune. De unde ne luăm noi proviziile? Din Hristos ne luăm. El e pâinea pusă înaintea noastră și o găsim în casa lui Dumnezeu, în mijlocul credincioșilor. Că suntem departe de ei, că nu suntem departe de ei, facem parte din casa lui Dumnezeu, dar în mod special în întâlnirea credincioșilor, Dumnezeu ni se dă în Hristos ca pâinea vieții, ca cel care susține viața. De asta se compară pe el ca o pâine, cu o pâine. Că este cel care susține, e elementul de bază al mâncării evreului. Fără ea nu trăiești. De asta după aia spune, eu sunt apa vieții. Eu sunt ceea ce voi aveți nevoie ca să supraviețuiți. Ca să existați, nu puteți exista, nu că eu vin așa ca un fel de cireașă pe deasupra tortului. Am absolut de toate, că sunt în Austria, dar l-am și pe Domnul Iisus. Fine, la sfârșitul vieții o să mă duc și în cer. Nu! El e însăși motivul pentru care existi. El e substanța spirituală care ți se dă și te ține în existență spirituală. Fără el nu existi. Nici din punct de vedere fizic, că toate lucrurile se țin prin el, și nici din punct de vedere spiritual. Pentru că toată provizia de care noi avem nevoie vine din Domnul noi Iisus Hristos. Petru spune în 2 Petru. Ia auziți ce spune el. 2 Petru, capitolul 1, zice așa. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat. Tot vine din el. Dar ai Duhul Sfânt care te luminează în casa Domnului? Ai masa cu punerea pâinilor acolo care este hrana spirituală, proviziile pe care le luăm din Hristos și apoi acolo, chiar lângă perdea, este altarul tămâierii. Și în Apocalipsa găsim un lucru foarte interesant, că un înger la un moment dat ia niște tămâie de pe altar împreună cu, cum spune, cu rugăciunile sfinților. Tămâia nu era rugăciunile sfinților, ci tămâie împreună cu rugăciunile sfinților. Foarte interesant. În cer ni se spune că este un fel, o reproducere la absolut, la perfecțiune, la desăvârșire. Ce era în cortul întâlnirii, ce este acum în biserică și ce va fi cu adevărat acolo. Închinarea desăvârșită, și asta arată, rugăciunea este o formă de închinare. Închinarea desăvârșită se face doar în lumina pe care ți-o dă Duhul Sfânt, doar prin hrana pe care o primești din Domnul Iisus Hristos și doar având ca obiect central acolo persoana Domnului Iisus Hristos. Aia e închinare pe care o primește Dumnezeu. Noi avem aberațiile astea și s-a atât de sătul de ele și sper să ajungeți și dumneavoastră la fel. Avem aberațiile astea, domnule, nu m-a dus în închinare. Cine se ducă în închinare, domnule? Cine, domnule, se ducă în închinare? Doamne fere, ce blasfemii spui? Nu, s-a fost prea mult ecou. Nu s-a auzit microfonul bine și n-am putut să mă închin. Ce? Eu te întreb, când era dezbrăcat gol Nicolae Moldoveanu și era pus cu burta goală pe ciment și a ieșit cu 300 și ceva de cântări din închisoare. Ăla cine l-a dus în închinare? Comuniștii care îl călcau în picioare și îl băteau cu bastoanele? Cine îl ducea în închinare? Tu ne avem aberațiile astea. Că mă duce cineva în închinare. Nu, Hristos mă duce în închinare. Veniți și cântați Domnului. Mă duc și cânt, că îmi poruncește. El mă cheamă la închinare. Doamne, vino la noi. Nu, Dumnezeu te cheamă la închinare. Cine ești tu să-L chemi pe Dumnezeu? Am distorsionat atâtea, am transformat absolut tot ce e sfânt în ceva antropocentric, omenesc, uman, sufletesc. El ne cheamă, psalmi inspirați, veniți și lăudați. El ne invită la închinare.
El ne permite să ne închinăm, nu noi. El ne cheamă în cort. El ne cheamă în prezența Lui. Nu noi intrăm noi acolo, țanțoși, să cântăm cu Dumnezeu, prietenul nostru. Să ne simțim bine. Asta sunt niște aberații, sunt niște erezii la propriu. Sunt niște aberații. Ceea ce generează închinarea noastră este tămâia aceea care simbolizează suferințele Domnului Iisus Hristos, care a fost El zdrobit. Da? Isaia 53, a fost zdrobit pentru păcatele noastre. Aia a fost singura jertfă de bun miros înaintea lui Dumnezeu. Și pe lângă jertfa de bun miros înaintea lui Dumnezeu vin și rugăciunile noastre. Dacă Dumnezeu ar da jertfa lui Hristos, ar urâ. Chiar și rugăciunea celui nelegiuit este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Păi zice, dus și s-o ruga, de ce nu a primit Dumnezeu? Este o scârbă! Rugăciunile noastre nu sunt primite decât în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Trebuie să fie tămâia mirositoare a suferințelor Domnului Iisus Hristos și pe baza lor primește Dumnezeu rugăciunile. Tămâia împreună cu rugăciunile Sfinților. Înțelegeți? Lucrurile simple. Toate-s din El. Îți sumarizez predica asta. Toate-s din El. El e totul. El este totul. Mântuirea noastră este totul în El. Trăirea noastră ca și credincioși este totul în El. Lumina o primim de la El ca să-L cunoaștem pe El. Rugați-vă să vă dea un duc de înțelepciune. Păi dacă mă rog Lui, El mi-l dă. În cunoașterea Lui. Deci El mi-l dă pe Duhul Sfânt ca să mă lumineze, să-L cunosc pe El. Am jertfa Lui, am lumina Lui, am hrana Lui spirituală, am închinarea care este primită de Dumnezeu doar în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Să fim oameni înțelepți și să ne, în primul rând, să ne ținem privirea țintită spre Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, să înțelegem că depindem total de lumina pe care o primim de la Dumnezeu și avem nevoie de ea. În al treilea rând, să înțelegem că proviziile spirituale vin tot din El. Și în al patrulea rând, să trăim ca oameni credincioși care se închină lui Dumnezeu și să înțelegem că închinarea asta este primită tot doar în baza jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Acest abecedar spiritual pe care Dumnezeu ni l-a prezentat în cortul întâlnirii este un abecedar despre cum suntem mântuiți. Este o prefigurare despre cum suntem mântuiți. Și prefigurarea este despre Domnul Iisus Hristos. Voi poate vrea să auziți și vă ajut despre dumneavoastră, numai că sunteți beneficiari, nu? Petru spune un lucru interesant. El ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Așa că vii cu rugăciunile tale balcanice românești, sunteți slavi, suntem țărână, Doamne, păcătuiți, și te plângi înaintea lui Dumnezeu, să-ți aduci aminte de 2 Petru 2. El ne-a dat tot, n-ai nicio scuză. Gata, zmeor căiala. N-ai nicio scuză. Fă o pocăință reală înaintea lui Dumnezeu dacă e de făcut, dacă nu, nu încerca să te milogești înaintea lui Dumnezeu și să-L îmbunezi cumva pe Dumnezeu. Singurul care a adus bunătatea lui Dumnezeu pentru noi a fost Domnul Iisus Hristos. Nu zmeor căielile noastre. Dacă ai o pocăință sinceră, fă-o sinceră și plânge acolo în sac și în cerul său. Dacă nu, las-o baltă. Las-o baltă. Și după ce Petru spune că El ne-a dat tot, spune acum și voi dați-vă tu, nu silințele, toate silințele. Păi vezi că trebuie să fac și eu. Păi tu dai că El ți-a dat totul, de asta dai tu totul. Dumnezeu ți-a dat totul și Dumnezeu îți cere totul. Multora le place zeciuiala. Știți de ce? Cât trebuie să te dea numai 10%? Dumnezeu zice, nu se poate. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine și nu zice, nevastă, până mă lepede eu de mine, însumi ține tu cardul. Și actele de la ține tu, că eu acum trebuie să mă lepede. Doamne, n-am nimic, Doamne, am venit gol, n-am nimic. Le ai, le ai, este tot de la mine, dar le ai. Să se lepede de sine însuși și să-și acrucea și să mă urmeze. Și știți ce e interesant? Dumnezeu nu te destituie, nu te despoaie de toate lucrurile noastre. Dumnezeu ni le ia pe toate și ni le dă apoi ca oameni născuți din nou ca să le folosim gravitând în jurul lui Dumnezeu. Ce n-ați auzit de oameni creștini bogați? Iov, Avram, unii cei mai credincioși, oamenii Scripturii au fost oameni bogați. David, un om după inima lui Dumnezeu, ăștia au fost putreți de bogați. Dar viața lor a gravitat în jurul lui Dumnezeu. Asta a fost diferența. Asta a fost diferența. Să slujești lui Dumnezeu cu tot ce ai, sau, cealaltă parte, să slujești satanei cu tot ce ai. Sunt doar două opțiuni. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să vă ajute pe dumneavoastră, pe noi toți, să trăim ca oameni din casa lui Dumnezeu. Să arătăm că suntem oameni din casa lui Dumnezeu. Îndreptăți-vă spatele, descrețiți-vă frunțele, și nu trăiți ca niște oameni care aveți 1% din Evanghelie, că avem pe toată. Nu trăiți ca unii care aveți 10% din mântuire, că avem pe toată. Nu trăiți ca unii care acolo pe capacul ispășirii se vede ceva, dar nu-i sigur dacă s-a făcut. Nu s-a stropit atât de mult că e clar înaintea tuturor. Nu există niciun om întreg la cap care să citească puțină istorie și care să poată nega jertfa Domnului Iisus Hristos. Poate să-i nege importanța spirituală, dar ca să nege că s-a făcut acolo nu există. Așa de clare au fost lucrurile în istorie. Ca să nu avem niciun dubiu, absolut niciun dubiu. Și cine vrea scuze, să știți că dacă n-are suficiente, mai pot da și eu.
aș putea să înconjor pământul de câteva ori cu câte scuze am. Ca să nu mă pocăiesc, ca să nu trăiesc în sfințenie, ca să nu vin la biserică, am scuze. Deci când v-ați terminat scuzele să veniți la mine? Dar asta nu te ajută la nimica. Nu te ajută la nimica. Îndemnul e simplu, nu? Vine la Hristos, trăiește prin Hristos, că El este viața noastră, slăvit să fie numele Lui. Amin.